Pelerinii sunt așteptați marți la Mănăstirea Scărișoara Nouă pentru sărbătorirea Hramului Mare. Evenimentul se -a anunța fi unul de amploare cu participarea clerului din județ, în timp ce liturgia va fi oficiată de episcopul Sătmarului și Maramureșului Justin Sighetanul. Alături de credincioși și de oamenii bisericii vor sta și oficialitățile care sunt așteptate să participe la sărbătoare, mai ales că Sfântul Ioan Botezătorul este considerat protectorul județului Satu Mare. Mănăstirea de la Scărișoara nu a fost înființată în 1991 de comunitatea de moți stabilită la noi în județ, în urma reformei agrare. Lăcașul a fost închinat Sfântului Ioan Botezătorul, la cărui naștere este celebrată pe 24 iunie de Biserica Ortodoxă. Mănăstirea de la Scărișoara atrage la fiecare sărbătoare nenumărați pelerini, nu doar pentru faptul că este cel mai vestic așezământ în monahal din țară, ci și grație peisajului și arhitecturii, specific bizantine. Comunitatea religioasă de aici s-a bucurat mereu de susținerea episcopiei ortodoxe. Stareț la scărișoara nouă este arhimandritul Timotei Bel, exarhul mănăstirilor din episcopia Maramureșului și Sătmarului.